După ce Cupa și Supercupa României au fost aduse anul trecut la Giurgiu, sezonul acesta Astra nu va mai câștiga niciun trofeu, dar giurgiuvenii nu trebuie să fie dezamăgiți. Cupa Ligii ar putea veni la Giurgiu. LPF a hotărât că Arena Națională ar fi un loc nepotrivit pentru suporterii Stelei, care au anunțat că nu vor fi prezenți, și nici pentru cei ai Pandurilor, care vor fi nevoiți să bată un drum lung până în capitală. Astfel, Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a luat în calcul varianta stadionului Marina Anastasovici. Într-adevăr, am fost contactați de Liga Profesionistă de Fotbal în vederea organizării finalei Cupei Ligii la Giurgiu. Mai mult ca sigur, cred că este cea mai bună variantă pe care Liga a ales-o și din punctul nostru de vedere nu există probleme în a refuza această variantă. Stadionul Astrei a găzduit 5 meciuri europene anul trecut și un meci al Naționalei României de tineret în 2013 cu Germania. Stadionul îndeplinește absolut toate criteriile, inclusiv cele de Europa League, bineînțeles, jucând în grupele Europa League, și costurile sunt cu totul altele față de Arena Națională. Calitatea gazonului, ambientul, deci stadionul nostru de la Giurgiu este cotat și văzut ca printre cele mai frumoase și cele mai de calitate din țară. Decizia încă nu s-a luat, însă pentru ca finala programată în data de 20 mai să se dispute la Giurgiu, mai rămâne ca părțile să efectueze formalitățile. Deja discuțiile sunt foarte avansate. Noi nu avem de ce să ne opunem acestei soluții pe care a ales-o Liga. Așa că mai mult ca sigur vom vedea o finală a Cupei Ligii la Giurgiu. Dacă Astra ar fi câștigat dubla cu Steaua, acum elevii lui Dorinel Munteanu ar fi avut un mare avantaj în fața Pandurilor în finala de la Giurgiu.